Salutare, prieteni! Astăzi am hotărât să fac un clip video. Acum o oră am fost înștiințați că vorul meu a decedat în spitalul județean Târgoviște. Încercați să distribuiți masiv ceea ce o să vă spun acum, pentru că este o întreagă, nu știu ce să, cum să spun, nepăsare. Nu știu cum să, în momentele astea, credeți-mă că nu știu cum să mă exprim. Pentru că sunt într-un moment foarte greu, pentru că ieri am vorbit toată ziua cu el la telefon. El a fost internat alalteri. A mâncat o înghețată, a făcut temperatură, 37,5, și fratele lui a hotărât să meargă la spital. A fost internat la secția de pneumologie, unde s-a simțit, n-a avut absolut niciun simptom, el fiind având probleme cu rinichii, făcea dializă. Ieri, cred că am vorbit cu el de, nu exagerez, de 15 ori, de fiecare dată spuneam în următor: băi, veniți și luați-mă de aici, că ăștia vor să mă omoare. Eu am avut impresia că deviază, că nu mai judecă cum trebuie. Mi-a spus că i-a luat cineva telefonul, după care l-a adus înapoi, iar el nu putea să ia legătura cu noi. De denumărate ori a repetat, și ăsta este regretul meu, că nu am putut să-l iau de acolo, pentru că în momentul în care a fost internat la secția COVID, nu am mai putut să luăm legătura cu el. Am tot încercat să-l sunăm, dar nu a mai răspuns nimeni. Aseară la ora 19, ora 7, am discutat cu asistenta care a intrat în tură, a lăsat un număr de telefon și a spus că o să ne sună dânsa când o să intre la el. După vreo 2 ore, m-a sunat, a spus să nu mai sunăm pentru că deja îi deranjăm foarte mult și el se simte bine, e tot ok, stați liniștiți că este bine, nu vă faceți probleme, el este foarte bine. Ce am uitat să vă spun este că ziua până să nu mai răspundă la telefon, doctora Motoi, am înțeles că așa se numește doctora care a fost doctora lui, a sunat pe vorul meu, pe fratele decedatului, să-i spună că stă pe holuri, că nu prea vrea să înțeleagă. După care, de dimineață, la ora 6, a sunat vorul meu la spital, a spus că totul este ok, se simte mai bine, se simte bine, nu are nicio problemă. Noi tot am repetat ieri, că sări de la o zi la alta, vă dați seama că sunt puțin mai mult bulversat, tot le repetam la telefon: domnule, el este un om care face dializă, trebuie să meargă la dializă. Da, stați liniștiți că știm despre ce este vorba. Iar după o oră, astăzi de dimineață, după o oră după ce a spus că este bine, ne-a sunat și a spus că a decedat. Nu se poate așa ceva, nu există așa ceva. Noi, din păcate, nu putem să-l mai înviem. Dar noi toți, cei care suntem prieteni pe Facebook, chiar dacă nu suntem prieteni, puteți să distribuiți, să vedeți nepăsarea și șmecherile care se fac în țara asta. Nu se poate să-i lăsăm să ne omoare cu zile.